Bun găsit la noi ediția emisiunii Cocktail. Facem analiza mai multor evenimente de la noi, de la Buzău, din mai multe domenii de activitate, domenii de interes cu adresabilitate mare. În studioul nostru, pentru discuția din această după-amiază, îl avem ca invitat pe domn profesor Călin Iosif. Bine ați revenit, domn Iosif. Bună ziua, bine v-am regăsit. Avem discuții despre asfaltări, despre ceea ce se intenționează a se rezolva în parcurile din municipiul Buzău, o problemă legată de toalete, problemă veche, de altfel. Avem și un material filmat la Cascada Cașoca, mă rog, un material care poate fi mutat și în alte locuri din județul nostru și nu numai, legat de modul în care sunt lăsate zonele turistice după anumite perioade, cum a fost această mini-vacanță de 1 iunie și de Rusalii. De asemenea, o să discutăm și despre o nouă bătălie câștigată de politiștii locali în războiul cu primăria municipiului Buzău, război purtat în instanță. Și nu în ultimul rând despre faptul că profesorii ar putea să intre într-o grevă generală cu încetarea activității de săptămâna viitoare. Și o altă chestiune foarte sensibilă și parcă nu ne-am mai fi dorit să discutăm despre astfel de situații aberante în care, de exemplu, persoanele cu handicap și însoțitorii acestora sunt purtați pe drumuri, da, încălcându-se legea care ar trebui să-i protejeze oarecum, iar la Buzău sunt purtați pe drumuri de către Transbus. Cam astea ar fi subiectele. Dacă mai sunt și alte lucruri care vor interveni pe parcurs, le vom discuta. Începem cu asfaltările, un lucru care de câteva luni în municipiul Buzău reprezintă chiar o premieră, pentru că sunt asfaltări în zone, sau mă rog, pe străzi care nu au cunoscut așa ceva vreodată. Care n-au văzut asfalt la viața lor, da. Da, e vorba de acel proiect cu privire la 53 de străzi neasfaltate niciodată. Avem un material filmat zilele acestea pe Alea Plopilor. Pe Alea Plopilor a început să se asfalteze. Haideți să urmărim material, după care revenim. După ce carosabilul și trotuarele de pe strada Rahovei au fost asfaltate, iar pe viilor se mai lucrează încă la trotuare, a început asfaltarea și pe Alea Plopilor. Societatea Urbi Serv se ocupă de carosabil, iar Prescom va finaliza trotuarele. Pe Alea Plopilor lucrăm la carosabil, Prescom urmând să lucreze la trotuare. În momentul ăsta avem turnat primul strat, o bandă, astăzi îl definitivăm. Și până pe data de 19 vom termina ambele straturi de asfalt pe carosabil, repet. Fie ca să termină primul strat de uzură în totalitate, pe cei 588 de metri. În paralel, noi o să facem balastarea trotuarilor, pe urmă betonarea și asfaltarea. Asta se va încheia la sfârșitul lunii iunie. Dar de mâine începem să ridicăm, sunt 21 de gaigăre, guri de scurgere, să ridicăm grătarele și capacele la încă 9 cămine de canalizare. Și marți se va începe turnarea al stratului final la Alea Plopilor. Prin eforturile celor două firme ale municipalității, riveranii de pe strada Alea Plopilor se vor putea bucura pentru prima dată de asfalt. Sperăm că o să avem și alte lucrări. S-ar prefigura strada filantropiei, carosabilul de asfalt, de reabilitat. Deci, domnul primar, chiar astăzi la ședința de analiză de dimineață în primărie, s-a interesat de stadiul avizelor la celelalte 54 de străzi care urmează și împreună cu colegii de la Urbis avem garanția că o să avem de lucru până la sfârșitul anului. În paralel cu strada Alea Plopilor, Prescom execută lucrări de infrastructură în cartierul Prelungirea Orizont. Da. Da, vești bune astea cu asfaltările, mai ales pentru cetățenii din zonele respective care n-au văzut niciodată asfalt. Eu am stat în Similească și... Ce n-a văzut Paris? Pe timpul lui Ceaușescu, deci îmi amintesc, eu eram militar prin 76, 77, s-au asfaltat străzile din cartier, poate și mai devreme. Și în anii, deci înainte de a fi reasfaltate în 2011, practic pe aceste străzi nu mai exista asfalt. Datorită, probabil, și modului, de fapt nu, al calității
lucrărilor efectuate la acel moment. Acum lucrurile stau foarte bine și sper că și în zonele acum de curând asfaltate lucrurile să fie la fel, adică cetățenii să se poată bucura de o calitate foarte bună a lucrărilor și să apară cât mai puține gropi după ieșirea din iarnă. Știți că noi avem o problemă. După ce ieșim din iarnă, apar primele crăpături în asfalt, în suprafața carosabilă. Știți cum e? Acum ei vor fi privilegiați din punctul ăsta de vedere. Au stradă nouă. Au și așteptat atâția ani. Au așteptat cam mult. Au și așteptat atâția ani. Da. Vor avea cele mai noi străzi, sau mă rog, cele mai nou asfaltate străzi. Da, o infrastructură că... impecabilă. Acum, știți, din câte știu eu, de când lucram în primărie, nu se vor mai putea, nu se va mai putea sparge carosabilul, cel puțin timp de 5 ani de zile. Deci, de acum înainte, cei care vor dori să se branșeze la rețelele de utilități, în special la canalizare și la apă și la gaze, vor trebui să mai aștepte, pentru că dacă n-au făcut-o până acum, e foarte dificil să obțină, de fapt, trebuie să aștepte cei 5 ani de zile până la terminarea. Da, mă rog, înțeleg că pe plopilor nu se pune o problemă, chiar zicea domnul Crețu de la Prescom, o firmă care, iată, astfel mai primește câte o gură de oxigen. Că acolo sunt canale, mă rog, că ridică gurile de canal și așa mai departe. Avem o primă intervenție telefonică. Bună ziua! Bună ziua! În legătură cu subiectul emisiunii, ce ar mai trebui făcut? Vă rog! În primul rând, în zona centrală ar mai fi trebuit parcări. Pentru că nu s-a făcut nicio parcare, măcar un loc singur de parcare pe zona centrală și am înțeles că primăria vrea să desfințeze și parcare dintre Catedrala Sfântul Sava și blocul de la barul de avocați, pentru care e cu total inutilă, că omul pentru 50 de metri ia cu unirii să intre pe zona episcopii. Dar asta nu e o problemă. Am înțeles să pregătește ridicarea mașinilor. Cred că asta e pentru să facă rost de bani, că al scop nu se înțelege pentru ce vor să desfințeze parcarea. Se face o brețea acolo. Se face o brețea care iese direct în unirii. N-are rost pentru să iasă în unirii, că mai merg cu circulul 50 de metri. Din unirii nu poate să intre oricum. Nu intre. Desfințează loc de parcare. Pe zona centrală nu s-a făcut un loc de parcare. S-a delimitat, s-a vopsit în spate la catedrală și sunt cu trei locuri mai puține. Vă spun sigur. S-au făcut vis-a-vis de școala 5. Vis-a-vis de școala 5 s-au înființat niște locuri de parcare. Domnul, s-au liniat, nu s-au înființat. În zona centrală, un loc de parcare nu s-a făcut. Ne rugăm în zona Cecului să ne se facă un loc de parcare. Este cât am mai boschetărime aici, că e verdeață și niște dale de beton. Nu se face nimic. În zona unei bănci, în apropiere, unde trotuarul pe Unirii era cel mai îngust de pe toată Unirii, s-a putut face parcare. În rest, toată Unirii nu există un loc de parcare făcut. Deci, pe zona centrală nu s-a făcut niciun loc. Doar să desfințească, asta știm. Desfințăm. Și încă o problemă. Niciun sens giratoriu nu este marcat. Zile trecute am intrat la Carrefour pe banda a doua. M-am trezit că am intrat trei mașini, că sunt trei benzi. Nu-i semnalizat să iei spre Kaufland, că e obligatoriu în dreapta. Ne-am trezit în sensul giratoriu, care la ori loc de două mașini, trei mașini. Era să fiu făcut sandwich. Cine plătea pentru asta? Că toți trei s-au încadrat, vin trei benzi după Unirii, dar în sensul giratorului sunt două. Nu-i marcat, nu-i nimica. Cine răspunde pentru asta? Da, am înțeles. Bine, aici... mulțumesc. Da, mulțumim încă o dată pentru intervenție. Ține și de flerul fiecărui șofer și de faptul că până la urmă trebuie să... Să știi unde încotro merge. Da, bine, adevărul este că e o anomalie, mă rog, neapărat. Păi n-ai cum să sunt faci. Trei benzi și se intră după aceea da, de la trei benzi de mână, rămâi la două sensuri, acolo se face, preselecția se face în funcție de zona în care vrei să te... Sigur, cel din care vrea să facă dreapta se va încadra pe bandă cea mai apropiată de trotuar. Da, da, da. Bun, dar este și această precizare legată de parcări, este pertinentă pentru că, într-adevăr, criza asta a locurilor de parcare este în continuare. Există, criza. Există. În paralel se pregătește și această, mă rog, se pregătesc operațiunile de ridicare a mașinilor de pe... din zonele, să zicem, unde nu ar trebui să fie mașinile parcate, dar înțeleg totuși că politica nu va fi una de a le ridica pe toate, că nici nu ai capacitatea asta, ci doar acele autoturisme care sunt parcate și care blochează cu adevărat circulația. Da, încurcă și cu adevărat. Pietonii și autovehicul. Așa că... să te iei de toate...
Nu, dar știți care este povestea? Ați văzut ce se întâmplă după ora 4:30-5, că orașul devine lejer, deci nu mai există așa aglomerație în zona centrală. Noi, majoritatea, suntem obișnuiți să mergem cu mașina, să o lăsăm, dacă nu, în poarta instituției, în poarta magazinului. Dacă putem să urcăm cu ea, exact, la etaj. Exact, să urcăm cu ea la etaj. Haideți să le lăsăm la 200-300 de metri, mai facem mișcare. Eu așa am început să procedez. Înainte, când era parcarea de la primărie, aveam acces în parcare, aveam telecomandă. Acum încerc să o las undeva unde să nu încurce circulația, să nu mai iau vreo amendă sau măcar să mi se arate obrazul. Știți că se mai întâmplă și avertismente din acestea. Și încerc să o las undeva unde există un... Putem să discutăm și din da. Punctul ăsta de vedere. Din... Pentru că trebuie să plece numai de la noi. Nu trebuie să cerem totul de la autorități. Eu am lucrat în autoritate, dar credeți-mă că nu sunt un fan al autorității. Dimpotrivă, eu sunt un tip care vorbește mai liber și care își exprimă și puncte de vedere mai contundente când e vorba de administrația locală. Dar haideți să înceapă lucrurile și de la noi. Să nu mai cerem totul de la autorități. Vorba, știți cum a spus Kennedy? Că au întrebat... ce face America pentru noi? Și el a spus, deci, dar ce ați făcut voi pentru America? Haideți să încercăm să spunem și noi. Ce facem noi pentru noi? Noi pentru a avea, cum să spun eu, a ne bucura de o anumită libertate în oraș. În sensul de a, cum să spun eu, de a respecta regulile. Pentru că, până la urma urmei, respectul regulii înseamnă să asiguri libertatea celuilalt. Să nu încalci libertatea celuilalt. Bine, comparația nu știu dacă este chiar potrivită, dar apropo de lucrul ăsta cu locurile de parcare... Au fost situații în care, mergând în capitală, tot așa, având treabă undeva, mi-am lăsat mașina la hăt. Exact, exact. Că nu aveai de ales. Exact, așa am făcut eu alaltă ieri. Dar, deci l-am lăsat pe băiat, a dat roată până a găsit un loc de parcare și... Dar există situații în care primăria poate să regândească anumite zone. Asta să le cerem și noi concetățenilor noștri, să identifice locuri. E posibil ca primăria sau cei din primărie să nu știe exact unde ar putea să fie parcate 2 sau 3 mașini, undeva unde este domeniul public, că nu putem să discutăm de domeniul privat al persoanelor private. Și să spună, uite domnule, am identificat noi în spatele blocului nu știu care sau pe porțiunea dintre strada Cutare și strada Cutare, se pot amenaja 2, 3, 5 locuri de parcare. Nu e o nenorocire. Da. Cred că lumea ar fi de... autoritățile ar accepta astfel de propuneri. Bun, și revenind la aceste asfaltări care se fac pe străzile respective, niciodată nu a existat așa ceva, dar iată că e un program care cel puțin până acum dă roade. Este, pentru că investițiile este un program, am înțeles, 100% din banii municipalității. Din fonduri proprii. Din fonduri proprii. Și până la urmă, pentru orice edil ar fi trebuit să fie o prioritate. Vă amintiți de acel program PIP? Care? Mare asfaltare? Mare asfaltare. Care era cu bani. Asfaltare care s-a întins. Care s-a, cred că de 4, 3 ani. 4-5 ani s-a tot vorbit, dar degeaba. S-a tot vorbit. Uitați-vă că e vorba de același număr de străzi cu banii municipalității. Da, deci, mai avem o intervenție telefonică. Da? Bună ziua! Bună ziua! Am auzit pe interlocutorul dinainte. Are perfectă dreptate. Niciun segregator în oraș nu este marcat. Nu este presemnalizat, nu nimica. La Carrefour are perfectă dreptate. Cei care ar trebui să facă în dreapta spre Kaufland, care ar trebui să fie presemnalizare, o iau tot înainte și intră 3 mașini în sensul giratoriu, unde doar 2 serbenzi. Zicea invitatul noastră că să identificăm locuri de parcare. Pentru primărie am identificat noi ăștia de la Cecu Mare, unde a fost terasa și un dezastru aici închiriată, pe care oricum avea 300 metri închiriat și avea 100 de metri lucrat. A rămas mizerie, gunoaie, niște dale unde s-a adunat apa când plouă până să pute din nu poți să stai, niște boscheți sunt care sunt numai astea, unde se poate face o parcare perfectă exact ca spatele tribunalului, pentru riverani o parte și restul pentru cei care vin la CEC, așa s-ar elibera și prima bandă. Se poate face foarte ușor. Noi oricum ne luptăm cu primăria să ne dea cartea tehnică a blocului, că blocul CEC, turn figura cu parcare subterană, așa era proiectul pentru hotel. Da, dar știm acum discuția asta. Nu. Acum nimeni nu mai găsește cartea tehnică, nu mai găsește nimic. A dispărut ca din ceață, într-un bloc care e făcut în 97, terminată. Nu știu cum să faci asta, că băncile au influență peste tot. Mai în față se vede, la bancă, unde trotuarul avea dreptate. Cea dinainte,
cel mai îngust după tot Unirii. S-a putut face parcare. Restul Unirii, micro 3, nici o parcare nu se poate face, că nu-i interes. Da, bun. Și asta e. Perfect, deputate, aveți dumneavoastră. E bine că veniți cu soluțiile acestea și deci, sunt mai multe paliere de intervenție. Adică, de exemplu, dacă vorbim și cu cei de la Asociația de Proprietari. Cel mai bine ar fi ca o listă să nu, de toți proprietarii. Domnul primar ne spunea că e nevoie de spațiu verde. Corect. Să vină să măsoare dalele de beton, cât e beton, cât e spațiu verde în fața cecului și să compartimenteze parcarea așa fel încât să rămână și spațiu verde și beton. Că e loc pentru amândouă. Se poate face parcare cu intrare pe Unirii și ieșire pe lângă magazinul Confiscări, că este spațiu imens. Și dar aici noi avem o discuție legată de riveran, de cei care locuiesc în zonă sau și, în general? Și dacă s-ar face parcare, ar fi locuri și pentru riveran și pentru cei care vin la cec, s-ar elibera și bani dacă spațiu este destul. Bun, pentru că în spate acolo s-a făcut o numerotare, nu? Sau o delimitare. O numerotare unde pentru blocurile care au ieșire pe spate. Și sunt oricum full acolo, dacă veniți, nu cum de dimineață până seara. Deci eu asta vreau să vă întreb. Dacă... Și la ora 7 dacă vii, nu poți să parchezi acolo. Am înțeles. Degeaba, noi avem o singură intrare. Blocul turnar intrare doar pe fața cecului. Deci nu poți să-mi dau o roată 500 de metri sau asta, că oricum este spate acolo în blocul nostru, este ghenă de gunoi, trebuie să vină mașina să trece gunoiul, deci nici acolo nu poți să parchezi unde au numerotat ei, nu știu cum au numerotat că mașina de gunoi cum a mai intrat. Asta e altă treabă. Da. În fața blocului, poate să delimiteze măsoare cât e spațiu cimentat, cât e spațiu verde. Și mai spunea invitatul că nu se mai parchează pe platoul la cec, la primărie. Să ne scuze, sunt la cipuri albe acolo, daftere din ele, sarcapațiile. Păi alea sunt ale primăriei. O să fie al primăriei și nu, o să vină să parcăm mașinile. Nu, acele dastăruri sunt ale primăriei. Păi corect, dar domnul primar a zis că nu mai lasă să parcheze acolo în față. Dar dacă nici în față aceea nu ne lasă pe noi, nu ne face parcare, o să le parcăm noi la toamnă acolo. Că nu mai e barieră, vinem toți locuitorii, le ducem acolo. Cât e bariera mereu ridicată. Da, nu mai e, s-a acolo. Da. Le parcăm acolo. Bun. Că tot ne-ați invitat să nu vă treziți cu polițiștii locali. Cu nu, că facem mișcare. Cum mi s-a spus, facem mișcare. Nu le mai parcăm în fața blocului, parcăm la primărie, facem mișcare. Și dacă există o problemă acolo zonă cu parcările de domiciliu, la fel, este o problemă dacă în zona există o zonă cu gunoaie la terasa aia, puteți să sesizați și polițiștii locali, să mai facă și ei treaba. Și încă o problemă foarte serioasă. Am fost la XXL, unde dacă vă ziceți în parcare, groapa de gunoi, cred că e mai curată. O mizerie, gunoaie și aia pe lângă XXL în parcare, te și rușine, închizi ochii și te întorci, pas stânga, pleci și pleci, că mergi la groapa de gunoi și mai e și judecător, ea nu știu cum o stapă acolo pe în zona aceea. Da, probabil nu știu acum cu lucrările astea, că se fac lucrări. Se fac niște lucrări acolo. Dar domnul primar ne-a mai zis încă un lucru, că o să vină autobuzele moderne și o să dispară o bandă după Unirii, o să dispară de-aia. Mai bine ar face parcare unde se poate, pe lateral, stânga-dreapta pe Unirii și ar rămâne toate benzile și ar rămâne și parcare. Om trei și om vedea, e o discuție deocamdată prematură. Am înțeles ce zice și se poate duce până la Brașov sau Constanța și vedea perfect, nu în Asia. Până aceea că e aproape, dacă nu-i plătim noi drumul. Brașov sau Constanța, și parcări, și drumă, și orice. Și chiar Constanța, și Brașov, să aseamnă. Ca să nu mai zic Urziceni și Slobozia, care sunt orașe și mult mai mișcat noi și au și străzi și liniate și sensuri giratorii marcate și tot. Și nu mai se vaită că n-au bani. Că Urziceni nu cred că e mult mai mic decât Buzău. Bun, o să le propunem celor de la Poliția Rutieră ca la rândul lor, mulțumim pentru intervenție, ca la rândul lor să le sesizeze în comisia aceea rutieră din cadrul primăriei celor din Palatul Comunal să ia în vedere marcajul. Asta cu marcajele, da, chiar este un lucru care poate fi realizat fără mari costuri și fără mari discuții. Bun. Haideți să vorbim tot așa despre un lucru, zic eu, important, chiar dacă sună oarecum ciudat, dar în realitate lucrurile astea au fost sesizate de foarte mulți ani. Faptul că în parcurile din municipiul Buzău nu prea e unde să te duci să, mă rog, la toaletă. În afara parcului Crâng, unde poți și anume să te duci la intrare. La intrare unde la intrare, acolo unde există, în celelalte parcuri nu există toalete. Uite că atunci când s-a modernizat parcul Marghiloma, nu s-a luat în calcul și o astfel de variantă. Să nu mai zicem.
Deci că tot aveai posibilitatea. Exact, tot ai avut banii pe mână atunci, puteai să incluzi în lucrările care au reabilitat toată zona, inclusiv un probabil subteran, că se putea face un lăceu subteran care să nu afecteze nici spațiul verde de deasupra și care să fie util celor care își fac plimbarea prin zonă. Reprezentanții primăriei anunță că vor fi instalate niște toalete ecologice. Da, haideți să urmărim un material după care revenim. După cum se știe, în Buzău, toaletele publice și cișmelele cu apă sunt ca și inexistente. Doar în Parcul Crâng mai pot fi descoperite asemenea rarități și pentru cunoscători în părculețul Sfinții Îngeri de la Piața Centrală. Noi avem o problemă reală în ceea ce privește dotarea cu toalete publice în Parcul Marghiloman și în Parcul Tineretului. Bineînțeles că s-ar impune o suplimentare și în Parcul Crâng, însă la acest moment noi am apelat la acele toalete ecologice, știți, din fibră de sticlă, care sunt și inestetice și produc miros, nu sunt cea mai bună soluție, într-un cuvânt. Pentru o vreme, în parcuri au fost instalate și câteva cabine ecologice, care s-au dovedit a fi incomode și extrem de greu de igienizat. Din acest motiv, oamenii preferau să le folosească drept paravan, care să îi ferească de privirile trecătorilor în loc să intre în ele. Cei mai mulți se ascundeau printre copaci pentru a-și rezolva problemele fiziologice, pentru că mirosul din cabinele așa zis ecologice era de nesuportat. Șahiștii din Crâng, majoritatea de vârsta a treia, solicită de multă vreme o toaletă publică în zona obeliscului, dar nu au avut sorți de izbândă până acum. Primăria din Buzău vrea să instaleze niște toalete inteligente care se curăță, publice. De când zice domnul treaba asta? Dacă pleci pe jos să te duci la gară, nu găsești o toaletă. E nenorocire. N-ai unde. De la gară, ca să ajungi în centru, unde te duci să faci necesitățile, că n-ai unde. Ia auzi, mă, ce faci? Te prinde poliția, te amendează. Aici, la rotunda șahiștilor se strâng. Se strâng foarte mulți, și care privesc și care joacă. Deci și pensionari. Nu sunt toalete. Nu sunt toalete, n-ai toaletă la poartă. Cine se duce până la poartă, la toaletă? Nu mai e. Aici au fost și le-au ridicat. Din ce motive? Probabil era greu să le curețe sau altceva. Nu se discută, știți? Deci ar trebui nu numai aia să rămână. Necesar, deci nu numai aceea de la poartă. Să facă și aici, că doar nu e, că e un spațiu care se adună foarte multă populație, lume. Vin la distracții, se distrează. Și chiar lume mai trece. Am văzut copii, femei și astea. Ce, nu poate să ducă la o toaletă aici, să duce până la poartă? Da, sunt locurile nu de mai, joacă aici. Locuri de joacă e aceea, aproape. Unde să ducă cu asta? Asta e. Ce să facem? Punem pamper și acum? Am analizat mai multe oferte privind amplasarea unor toalete moderne. Este vorba de acele toalete automate cu autocurățare, așa cum sunt în marile orașe și în marile capitale. Chiar am discutat cu un furnizor care deține aproape 80 de astfel de toalete automate în București. Deocamdată suntem în etapa de analiză a ofertelor, pentru că există și posibilitatea închirierii unor astfel de toalete. Probabil că închirierea toaletelor inteligente va fi soluția pentru anul acesta, deoarece nu au fost prevăzuți bani în buget pentru achiziționarea lor. Închirierea, contractul se face pe un an de zile, însă aceasta ar fi cea mai eficientă variantă, pentru că noi ne dorim ca acestea să fie amplasate cât mai repede, ori în momentul ăsta noi nu avem o sumă prevăzută în bugetul local pentru achiziția de toalete ecologice. Acestea au un preț destul de mare și dacă așteptăm până la rectificarea bugetară, lucrurile întârzie foarte mult, vom întârzia foarte mult amplasarea acestuia, ceea ce nu este normal. În Parcul Marghiloman nu există nicio toaletă publică, iar în Tineretului, în caz de urgență, pot fi folosite WC-urile din incinta ștrandului. Cabinele inteligente cu autocurățare sunt scumpe, prețul ajungând la 20-25 de mii de euro. Da. Așteptăm soluția să fie pusă în practică. Am văzut și eu în alte orașe mari din Europa astfel de toalete automate, care sunt ca niște containere în care pot fi folosite foarte bine pentru
ca și toalete publice. Da, uite, mă gândeam și chiar acum câteva zile în Parcul Marghiloman, la fel, adică nu există toalete. Unde te duci? Ce faci? Da. Ca să... Da, mă rog. Asta e. Asta este sarcina primăriei. E și o scăpare mare, o scăpare mare. Nu, asta este, astea sunt făcute încă din faza de proiect a acestor parcuri. Pentru că de la început, știu că în Crâng a fost chiar de la începutul începutului. Eram eu mic când exista acea toaletă la intrare în dreapta acolo. Da. Celalte au avut o problemă de proiectare. Bun, revenind după o scurtă pauză de publicitate cu un alt subiect, să vedeți și dumneavoastră cum sunt puși pe drumuri însoțitorii persoanelor cu handicap și persoanele cu handicap de către cei de la Transbus, pentru că au ei o altă politică, o altă viziune, deși legea nu îi obligă pe acești oameni să ducă să-și ia abonament în fiecare lună. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.